Niciun om nu este ceea ce pare de la prima vedere. Din acest motiv vă cer să aveți răbdare. Răbdare ca să puteți să-l cunoașteți cât mai bine pe candidatul din fața voastră. După ce un bărbat și o femeie se iau de mână, ei pot continua drumul ăsta spre viața eternă a dragostei. Haideți să vedem ce au descoperit unul despre celălalt, Paul și Veronica, doi dintre oamenii care au spus da în emisiunea trecută și au plecat optimiști în casa Rămân cu tine. M-au cucerit ochii lui Albaștri din prima secundă când a venit în emisiune. Uite, asta voiam, asta așteptam să fie unul care, așa, să... pe neașteptate să mă ia, știi? Acum, zi-mi de unde ești. Sunt curioasă să văd dacă poți să ghicești tu. Republica Moldova? Nu. Pe acolo. Ucraina, Rusia. Ucraina? Ucraina? Da, Ucraina. În ce oraș? Ismail. Ismail, nu-i aproape de noi? Da. E aproape de noi. E peste Dunăre, poți să noți dacă poți... vrei. Uite, nu s-a poți să noți. Ce zici până acasă, not? Te întorci în not? E o fată super ok, simțită, finuță. Ce faci aici? Fac studii. La ce? Limbi străine. Limbi străine. Și tu? Faci actorie. Mm-hmm. Am făcut cursul de începători. Acum urmează să încep cursul de avansați. Dar ai făcut și facultate? Sau? Da, facultatea de educație fizică și sport, după aceea masterul în managementul activităților sportive, facultatea de jurnalism, da. Cursuri, workshop-uri, în fine, și tenis. Joc și tenis. Da, joc și tenis. Uite, eu eram mai mică, aveam un vis să învăț să joc tenis. Așa. Dar nu prea știu să joc, știi? Poate ți-l îndeplinești. Da, în uite, chiar. Chiar. Sper și eu la asta, că poate o să mă înveți să joc tenis, totuși. Nu există absolut niciun minim defect pe care l-ai remarcat aici? De fapt, ăsta este primul pe care am văzut, primul bărbat pe care am întâlnit, că nu are niciun defect până acum. Îți place să călătorești? Da, da, da. Pe unde ai fost? Am fost și cu tenisul, știi, am fost și în vacanțe de relaxare. Ați luat așa, Israel, Spania, Italia, Suedia, Danemarca, state. În zona asta de aici. Nu în zona aici, Statele Unite. Ai fost și unde ai fost în state? New York. M-am plimbat, în special cu arbitrajul, știi? Da. Când arbitram la început. M-am plimbat destul. Da. Dar obosisem, nu mai mi-ar dea, știi? Sau... Da, dar cred că totuși mai ai dorința asta de călătorii, nu? Da, bineînțeles, da, dar nu cu job-ul sau așa, adică să știu că am ajuns și vizitez liniștit programul meu, programul nostru, știi, ceva de relaxare, lejer. Asta îmi place foarte mult, că îi place să călătorească, îmi place și mie și am o speranță că o să ne potrivim, adică cumva împreună o să mergem la călătorii, în călătorii. Mă bucur că te-am cunoscut. Și eu mă bucur că te-am cunoscut. Bineînțeles, o să ținem legătura și vedem ce, pe unde ieșim și ce activități putem să facem împreună. Paul, rămân cu tine.